În timp ce unii oameni au petrecut de sărbători, medicii au fost pe baricade la locul de muncă. Intoxicațiile cu alcool, dar și agresiunile fizice au fost principalele probleme cu care giurgiuvenii s-au prezentat la unitatea de primiri urgențe. 360 de pacienți, dintre care 257 de adulți, au avut nevoie de îngrijiri în zilele de Crăciun. Pe lângă intoxicațiile cu alcool, care au fost în număr de 24, alte afecțiuni au fost accidentele vasculare cerebrale, dar și indigestiile. Ca și afecțiuni, intoxicații alcoolice au fost pe primul loc, 24 de pacienți. Nici agresiunile fizice nu au fost puține, 15 pacienți, accidente vasculare cerebrale, probabil la bolnavi cronici, deja cunoscuți cu hipertensiune arterială, 21, boli diareice, 16. Tot în perioada aceasta, 25, 26, 27, s-au născut 7 copilași, unul pe 25 decembrie și al doilea pe 27 decembrie, iar restul pe 26. Pe lângă aceste probleme au existat și motive de bucurie în zilele de Crăciun, căci 7 copii au venit pe lume, unul dintre ei chiar în ziua de Crăciun. În ceea ce privește alimentația excesivă de sărbători, specialiștii trag un semnal de alarmă, deoarece poate avea urmări neplăcute asupra stării noastre generale de sănătate și în special a sistemului digestiv.